Cocheta bază sportivă din Comuna Hârtiești a fost luată cu asalt de peste 250 de spectatori, veniți să urmărească meciul din sferturile de finală ale Cupei României faza județeană între Petrolul Hârtiești Echipament Roșu, locul 1 în seria nord a campionatului județean, și CSC Suseni, locul 14 în Liga a 4-a. După ce în urmă cu o lună și jumătate au eliminat chiar liderul Ligii a 4-a, pe Aro Câmpul Lung, jucătorii de la Petrolul Hârtiești își doreau să repete evoluția bună din acel joc și mai ales rezultatul. Joi după amiază, pe o vreme excelentă pentru fotbal, a fost 1-1 la pauză după golurile marcate de Alexandru Gheorghe în minutul 12, respectiv Alexandru Golban în minutul 25 din lovitură de la 11 metri, însă în repriza secundă gazdele au ratat din toate pozițiile, lovindu-se și de intervențiile incredibile ale portarului advers Andrei Ciolacu. A rămas așadar 1-1 și s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, iar pentru stabilirea echipei care va merge în semifinale, a urmat o serie interminabilă de execuții din partea celor două formații, unele sigure, altele mai stângace. Câte o ratare în ambele tabere, 4-4 după executarea primei serii de lovituri, iar pentru stabilirea câștigătoarei s-a mers mai departe. Yeah!
Nu a mai ratat nimeni, deși s-a epuizat și a doua serie de 5 lovituri, astfel că s-a ajuns în situația în care portarii au trecut în rolul de executanți. Cătălin Udrea pentru gazde, Andrei Ciolacu pentru oaspeți. A ratat așadar portarul oaspeților Andrei Ciolacu, cel mai bun jucător al acestei întâlniri, iar Petrolul Hârtiești își continuă fără înfrângere povestea spectaculoasă din acest sezon, fiind lider detașat în seria Nord a Ligii a 5-a și calificându-se acum în semifinalele Cupei României faza județeană, acolo unde mai sunt calificate Speed Academy Pitești, Steaua Negraș și Star Sport Argeș. Yeah.